Pentru a explica noile reglementări, la dezbatere a venit președintele Autorității Electorale de la Galați, care răspunde de regiunea Sud-Est. Și obligații în ceea ce privește cotizațiile, obligația de a publica, și aici deja avem o primă modificare față de legea anterioară. Legea anterioară prevedea că toate veniturile partidelor politice erau obligate a fi publicate în Monitorul Oficial până la 31 martie. Conform noilor modificări pe legea finanțării, data de publicare în Monitorul Oficial este de 30 aprilie anului următor. Și partidele trebuie să publice, pe de o parte, cuantumul total al veniturilor din cotizații, da? Deci, efectiv, suma totală obținută de formațiunea politică din cotizații în anul precedent, precum și lista membrilor de partid care au plătit în anul precedent cotizații în cuantum total mai mare de 10 salarii minime brute pe țară. Potrivit noii legi, toate donațiile importante către partide și împrumuturile financiare din timpul campaniei sunt posibile doar prin viramente bancare. Împrumuturile pot fi restituite în maximum 3 ani. Toate donațiile, inclusiv cele confidențiale, pot fi înregistrate și evidențiate în mod corespunzător în documentele contabile. Donațiile primite de la o persoană fizică sau de la o persoană juridică care depășesc cuantumul de 10 salarii minime brute pe țară, mai precis 10.500 de lei, se efectuează doar prin cont bancar. Instruiți au fost toți primarii din județ, dar și societatea civilă, deoarece mulți dintre constanțeni vor lua parte într-un fel sau altul la procesul electoral. Un partid politic are reprezentant, un mandatar financiar pentru toate unitățile, pentru mai mulți candidați, este valabil raportul acestui mandatar financiar pentru candidatul dintr-un alt OAT decât centru, decât de la nivel de județ. Guvernul a adoptat normele de aplicare a legii privind finanțarea campaniilor electorale, cu scopul declarat de a asigura cât mai multă transparență și un control cât mai riguros al banilor pe care îi iau la dispoziție partidele și candidații.